Faptele Apostolilor, capitolul 27, citim de la versetul 20. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierduse orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis, oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejde și de această pată. Acum, vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu, și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, nu te teme, Pavel, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi-a spus. Amin. Mă întorc la pasajul biblic. Trăim într-o lume plină de probleme, de necazuri, de lipsuri, de crize, de tot ceea ce le putem numi. Au fost și altă dată, sunt și acum, așa spunea Solomon, că nimic nu-i nou sub soare. Ne confruntăm cu situații deosebite, circumstanțe deosebit. Politicienii noștri și nu numai ai noștri, guvernanții țărilor, caută soluții în vreme de criză. Și pun vina unii pe alții și nu găsesc. Adevărata soluție și adevăratele soluții sunt la Dumnezeu. Și am ales pasajul acesta, un pasaj de criză, în care se afla și Apostolul Pavel și cei 276 de persoane care erau în călătoria aceasta înspre Rom. Și am vrea să descoperim în situații ca și aceasta, când doctorul Luca sau evanghelistul Luca consemnează aici în capitolul 27 situația reală în care erau și spunea aici pierdusem orice nădejde de scăpare. Ce e de făcut atunci? Care sunt pașii care se urmăm sau care sunt soluțiile pe care le pune Dumnezeu la îndemâna noastră? Și noi ne confruntăm și nu ne-a promis nici Domnul Iisus Hristos, nici Dumnezeu Tatăl că vom fi scutiți, că nu vom avea probleme aici pe pământul acesta. Dimpotrivă, spunea Domnul Iisus Hristos, în lume veți avea necazuri. Dar spunea Domnul Iisus Hristos, îndrăzniți că eu, adică El, a biruit lumea și deține soluțiile. Măriți să fie numele Domnului. Și aș vrea să parcurgem în timpul care ne-a mai rămas și care este la dispoziția noastră să vedem câteva soluții. De a ieși din situațiile acestea sau de a putea să rămânem credincioși lui Dumnezeu, așa cum am jurat și ne-am angajat că până la moarte, că până la capăt îl vom sluji pe acest Dumnezeu. Doamne, ajută! Mi-aduc aminte de Domnul Iisus Hristos când a văzut că ucenicii Săi se cam tulbură, se cam neliniștesc la un mesaj pe care le spunea Domnul Iisus Hristos că trebuie să se despartă de ei. Că va trebui să moară la Ierusalim, a treia zi să învieze și apoi le spunea, mă duc chiar la Tatăl meu, că mi-am sfârșit misiunea aici pe pământ. Și în Ioan, capitolul 14, vine Domnul Iisus, văzându-i pe ei disperat, supărat, și-au pus speranța Domnului Iisus, cu toate că nu înțelegeau pe deplin încă lucrarea pentru care a venit Domnul Iisus Hristos, și spuneau niște speranțe, niște nădejdi iar înșelătoare, crezând că Domnul Iisus a venit să așeze din nou împărăția lui Israel, să îi scape de jugul roman din vremea aceea și ei se ocupe poate niște poziții acolo.
S-au început să se întristeze ucenicii. Și vine Domnul Iisus Hristos și le spune, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, spunea Domnul Iisus. Este soluția. Prima, aș spune eu, în prin care am putea să rămânem în picioare, să biruim, să depășim circumstanțele, este credința în Dumnezeu. Și când este vorba de credință, dați-mi voie să spun, mulți oameni se declară creștini și credincioși. Și cred că există Dumnezeu, și cred că există și Mântuitor, și cred că există Rai și Iad. Dar nu-i suficient. Mi-aduc aminte ceea ce încerca autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 11, cu primul verset, să dea, să concentreze cu puțin în cuvinte și să dea o definiție mai amplă noțiunii de credință și spunea acolo Evrei 11:1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Asta este credința, nu teorie. Este o puternică încredere în lucrurile nădăjduite și o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Și de aceea se întâmplă deseori ca cei ce se numesc creștini și spun că au o credință să eșueze, să capituleze, să cadă, să fie biruiți, pentru că se opresc la lucrurile care se văd. Aș vrea să mă folosesc de câteva exemple, chiar din Vechiul Testament, și sunt și Noul Testament suficiente. Mă voi opri la două, poate, din Vechiul Testament, ca să ne dăm seama ce înseamnă să ne oprim la lucrurile care se văd sau să nădăjduim și să avem o credință puternică în lucrurile nădăjduite sau în cele ce nu se văd. Și spunea și Sfântul Apostol Pavel în scrisoarea care o scrie celor din Corint, noi nu cădem de o oboseală. De ce? Nu ne uităm doar la lucrurile care se văd. Acestea sunt trecătoare. Și noi ne uităm la lucrurile care nu se văd și acestea rămân veșnici. Și mă duc cu gândul în Cartea Numeri, la capitolul 13. Când vine Dumnezeu la Moise și îi spune, Moise, sunteți aici în fața țării Canaanului, țară promisă. Ați văzut mâna lui Dumnezeu puternic. Vi s-a întărit credința prin semnele, prin minunile care le-a făcut Dumnezeu cu voi, începând de la Egipt și în călătorie până aici. Acum, Moise, alegeți din mijlocul vostru 12 bărbați căpeteni, după numărul semințiilor fiilor lui Israel, și trimite-i întreagă țara dincolo să iscodească țara și să vă aducă vești din țara care a pregătit-o Dumnezeu, țara în care curge lapte și miere. Și Moise acționează întocmai și alege 12 bărbați, căpetenii dintre semințiile lui Israel, îi trimite în Canaan și aceștia 40 de zile. Străba țara de la o margine la alta. O iscodesc. Ajung și prin Valea Eșcol, ce înseamnă rodire, și de acolo iau un ciorchine de strug. Și au fost nevoiți să-l pună pe o prăjină și doi bărbați să-l aducă și l-au adus. Și când s-au întors înapoi după 40 de zile de iscodire, de cercetare, au venit să dea o dare de seamă poporului Israel și mai marilor lor. Și 10 dintre cei 12 s-au oprit la lucrurile care se văd și au spus, da, țara este așa cum ne-a promis-o Dumnezeu, dar am văzut acolo că cetatea are întărituri puternice, ziduri puternice. Ba mai mult, am văzut acolo pe niște uriași, fiii lui Anac. Și au început să moaie inima poporului și să spună, nu vom avea biruiți. Mai bine rămâneam acolo în Egipt și ajung până la urmă să aleagă soluții și să sugereze, să ne alegem o căpetenie. Nu mai erau bune cele pe care le-a rânduit Dumnezeu. Așa este vremul de criză. Cineva e de vină.
Să ne alegem o căpetenie care să ne conducă înapoi în Egipt. Și s-a supărat Dumnezeu. Și se ridică doi dintre cei 12. Iosua și Caleb însuflețiți de un alt Duh ne arată Scriptura. De Duhul lui Dumnezeu și-a spus, și-au rupt hainele și-au început să aducă poporul la o stare de echilibru și să spună, da, așa este. Sântul e așa, acolo este așa cum spun frații noștri, dar uitați-vă mai sus de lucrurile care se văd. Avem un Dumnezeu atotputernic care și-a dovedit tăria brațului său și care este cu noi. Ei nu mai au pe nimeni. Auriașa aceștia este o mână de carne, este un braț de țărână acolo. Dar cu noi este Dumnezeu și vom ieși biruitori. Măriți să fie numele Domnului. Și Dumnezeu se supără. Și au trebuit pentru necredința lor de fiecare zi raportată la cele 40 de zile când au isodit țara, Dumnezeu a adăugat câte un an. Și 40 de ani poporul acesta a trebuit să privegească prin pustie și din numărul bărbaților care erau peste 20 de ani care au ieșit din Egipt să rămână acolo ca mărturie prin pustie și n-au intrat din generația aceea decât doi în țara Canaanului, Iosua și Caleb, pentru că s-au uitat la lucrurile care nu se văd. Doamne, dă-ne această credință! Să depășim orice situație, știindu-L că avem pe Dumnezeu și Dumnezeu este cu noi. Măriți să fie numele Domnului! Mă duc acum în cartea Samuel, în capitolul 17. Un alt episod tot din viața poporului Israel. Când în Valea Terebinților, două armate, de o parte a vării era primul împărat al lui Israel, Saul, cu oștirea lui. De partea cealaltă era împăratul filistei, cu oștirea lui. Și ieșea un bărbat din oastea filistenilor, un uriaș, un Goliat pe nume. Și cerea pe măsură un alt bărbat din armata lui Saul, care să se confrunte cei doi și cel ce va birui armata respectivă se declara biruitoare. Și nu se găsea nimeni. A intrat groaza în Saul și în armata lui Israel. Și 40 de zile omul acesta făcea aceeași lucrare, blestema pe Dumnezeul lui Israel și pe oștirea acestui Dumnezeu. Și apare acolo un tânăr. Trimis de tatăl său, este vorba de David, și-l trimite Isai să meargă să ducă ceva la frații săi mai mari care erau acolo în armata lui Saul și să-i aducă vești. Ce se întâmplă acolo? Și tânărul acesta aude și vede cele ce se întâmplă acolo și uitați ce cuvinte are. Nimeni să nu-și piardă nădejde. Pierduse orice nădejde și în cazul ăsta. Pierduse Saul și armata lui orice nădejde. Și vine un tânăr și spune, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina acestui netăiat împrejur sau acestui uriaș. Și chiar frații lui se supără. Și ajunge David până la împărat cu aceleași cuvinte. Și spune, împărate, eu mă duc. Nu poți să te duci. Împăratul vedea în acest tânăr un copil de arată cartea lui Samuel, cu păr bălaim, cu față frumoasă. Și Saul spunea, nu poți să te duci, că omul acela este un războinic din tinerețea lui. Tu ești doar un copil. Și David spune, da, așa este. Dar am un Dumnezeu atotputernic. Și pe când robul tău păștea puținele oi ale tatălui meu, eram și acolo primejdie și când venea, nici nu mai pune la socoteală animalele acestea mici lupuri, ci spune ursul și leu. Și dacă îmi răpea vreo oaie din turmă, alergam după el, smulgeam oaia din ghearele lui și Dumnezeu care m-a scăpat de atâtea ori de laba ursului și de ghearele leului, mă va scăpa și din mâna acestui netăiat împrejur. Și cele din urmă Saul acceptă. L-a îmbrăcat hainele cu armură, n-a putut merge. Și se duce tânărul în hainele lui, original cum era, smerit, cum îi se spunea în seara aceasta, își ia praștia lui,
își ia toia lui de păstor și se mai avea că vale și ia 5 pietre. Le pune în buzunar, le mai pune în traistă și cu prima piatră, când apare pe câmpul acela de bătaie, vine Goliat și îl blastămă și îi pune și o întrebare, ce eu sunt, câine? De vii la mine cu o botă sau cu un toiac și cu o praștie și începe să-l blasteme pe Dumnezeul lui Israel. Și David stă smerit. Și la rândul lui îi spune următoarele cuvinte. Da, eu vin astăzi înaintea ta în numele Dumnezeului lui Israel. Tu nu-l vezi. Nu l-a văzut nici Saul, nici armata lui. A ajuns să-și piardă nădejdea. Dar tânărul acesta îl vedea și îl purta pe Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Și știți, cu o piatră și cu o praștie l-a învins pe acel uriaș. Doamne, dă-ne această credință. Deschide ochii inimii noastre să vedem. Nu ni se spune, repet, că nu vom avea pierdere în viața de credință. Vom vedea și aici că a fost o pierdere. Tot ce a fost în corabie, inclusiv corabia, s-a nimicit, s-a pierdut. Dar oamenii au ajuns dincolo. Avem pierdere și suferim în viața aceasta, dar avem nădejdea vieții viitoare, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Rămân la aceste două cazuri. Să înțelegem ce înseamnă încredere în Dumnezeu. Să depășim lucrurile care se văd și să ne uităm la cele ce nu se văd. Cum spunea tot autorul Epistolei către Evrei, la sfârșitul capitolului 11 și începutul capitolului 12 din Evrei, care spunea așa, să dăm la o parte orice piedic și păcatul care ne înfășoară atât de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, uitându-ne țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade în cerul la dreapta lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului, ca să nu cădem de oboseală, spune acolo autorul Epistolei către Evrei. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să facem lucrurile acestea. Următorul pas în situații de criză este, recitesc versetul 23, un înger al Dumnezeului al căruia sunt eu, spunea Pavel. Adică era proprietatea cuiva. Aparținea unui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, avea o asigurare la Dumnezeu. Și a putut să spună el mai târziu, fie că murim, fie că trăim, ai cui suntem? Ai Domnului. Îi aparținem Domnului. El spunea, da, eu aparțin lui Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta a trimis un înger la mine și vom vedea și mesajul care îl aduce. Și îmi pun întrebarea aceasta, oare din totdeauna a fost Pavel proprietatea lui Dumnezeu? Ne obișnuim și este adevărat să citim și să recitim versetul din Psalmul 21, primul verset, al 24, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Așa este. Dar a fi proprietatea lui Dumnezeu, a aparține lui Dumnezeu, a avea identitatea cea nouă, trebuie făcut ceva. N-a fost Pavel din totdeauna, ci era chiar un prigonitor și nu-l cunoștea pe Dumnezeu. De aceea spune el, din necredință și din neștiință, sau din necunoaștere, făceam ceea ce am făcut. Și nu l-a putut mișca nici măcar mesajul lui Ștefan, primul martir, care atunci când era împroșcat cu pietre și și-a îndreptat privirile în sus și fața îi strălucea ca o față de înger, spunea Ștefan, văd cerurile deschise și pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, stând acolo în picioare la dreapta scaunului de domnie. Și Saul era și el cu cei ce se învoiseră la uciderea lui Ștefan și nu l-au mișcat cuvintele acestea. A trebuit ceva mai deosebit pentru el. Și atunci când se apropia de Damasc,
Mărturisește el și chiar în capitolul 26, este a treia mărturie personală a lui, cum spunea împărate Agripa, pe la amiază. Când mă apropiam de Damasc, a strălucit din ceruri o lumină puternică, mai puternică decât lumina soarelui. Am căzut la pământ și am auzit o voce, un glas care îmi spunea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și a întrebat Saul: Cine ești, Doamne? Și a venit răspunsul: Eu sunt Iisus pe care Tu îl prigonești. Ți-ar fi greu să dai înapoi cu piciorul într-un țepuș? Și atunci Pavel sau Saul întreabă: Doamne, ce trebuie să fac? Ridică-te, du-te în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci și ceea ce a făcut Saul. Am făcut mulți de aici. Și care, dacă sunt încă aici persoane care n-au făcut, mă rog ca Dumnezeu să le dea puterea aceasta, să ia decizia aceasta și să facă. Și ce-a făcut Saul? A mers în cetate. Și ne arată Cartea Faptele Apostolului la capitolul 9, unde se și intitulează capitolul acesta, Întoarcerea lui Saul. A început să se roage, să postiască și Domnul Iisus îl înștiințează pe un ucenic, Anania: Du-te acolo pe ulița care se cheamă dreaptă, în casa lui Iuda. Este un om din Tars cu numele Saul, ce bine știe Domnul și numele și adresa. Și Anania spune: Doamne, dar la ăsta mă trimiți. Am auzit de toate relele care le-a făcut și în Ierusalim și vine aici cu aceleași planuri și gânduri. Și spune cuvântul Domnului: Du-te, Anania, că l-am ales. S-a schimbat ceva. L-am ales și va fi un vas de cinste, un vas folositor. Du-te, du-te, pune-ți mâinile peste el, spunea Domnul Iisus, să-și capete vederea. Și merge Anania și intră și îl salută: Pace, frate Saule. Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul Damascului, m-a trimis la tine ca să-mi pun mâinile peste tine, să-ți capeți vederea. Și de pe ochii lui Saul au căzut ca niște solți. Și a început Saul să vadă și nu s-a oprit lucrarea aici. Următorul pas, îi spune Anania acum: Ridică-te, nu mai zăbovi, să fii botezat. A crezut, s-a pocăit sau a postit, s-a rugat, s-a mărturisit, s-a produs în el ceva, o naștere din nou. Are parte și de o vindecare miraculoasă, dar nu e suficient. Trebuie următorul pas foarte important. Botez. Și a fost botezat Saul și a fost umplut de Duhul Sfânt și a început o viață de slujire. O viață în care s-a pus la dispoziția Domnului și la sfârșitul vieții a putut să spună: Da, bătrânul Pavel acum, m-am luptat lupta cea bună. De atunci începând, m-am înrolat la oaste și am dus o luptă bună, nu împotriva cărnii și sângelui, nu, nu, ci împotriva celui rău și a stăpânirilor văzduhului acestuia. Și spunea: M-am luptat lupta cea bună. Mi-am sfârșit alergarea, fii credincios până la moarte, spune Scriptura, și vei primi cununa. Am păzit credința. Dar mai trebuie să păzim credința, spun unii. Dar e moștenire din moși strămoși, nu e moștenire. Credința este darul lui Dumnezeu și vine în urma auzirii. Auzirea vine prin cuvânt și de aceea se fac evanghelizări și slujbele noastre cu orice ocazie. Se deschide Scriptura, aceasta este cartea cărților, este cuvântul lui Dumnezeu. Și credința are la bază cuvântul lui Dumnezeu. Și Saul a devenit proprietatea lui Dumnezeu. Noi prin întoarcere la Dumnezeu, prin pocăință, cu botez, cu legământul nou testamental, devenim proprietatea lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte de Domnul Iisus Hristos care le răspunea ucenicilor: Bucurați-vă că numele vostru unde este scris? În cer, la Dumnezeu. Și Pavel era sigur, avea asigurarea aceasta și le spune celor din corabia aceea, oamenilor: Eu i-am aparținut lui Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta a trimis un înger la mine. Și încă un amănunt pe care îl desprindem de aici. Spune: Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi
slujesc. Poate ne-am obișnuit să devenim membri, de drept și de fapt, împlinind și făcând pași aceștia ca să dobândim identitatea nouă în Hristos. Și suntem mulțumiți. Și căutăm confortul, și căutăm liniștea și pacea, și poate venim numai cu pretenții când venim să ni se slujească. Și Domnul Iisus spunea, am venit în lume, nu să mi se slujească, ci eu să slujesc. Pavel recunoaște că dacă ai asigurare la Dumnezeu, dacă Dumnezeu ți-a iertat păcatul și te-a mântuit, are nevoie Dumnezeu de slujire. Tinerii aceștia, uitați, frumoși, s-au dedicat slujirii, rugați-vă pentru ei și ne rugăm Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-L slujească pe acest Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta pe care îl slujim nu stă nepăsător. Când ajungem în crize și în situații deosebite, dacă e nevoie, trimite îngerul. Alteori ne trimite cuvântul, ne trimite răspunsul și ne dă o mână întinsă să ne scoată din criză, slăvit să fie numele Domnului. Și Pavel spunea, îl slujesc pe acel Dumnezeu. Și mi-aduc aminte când frații din Milet îi spuneau lui Pavel, Pavel, te așteaptă la Ierusalim lanțuri și temniță, nu te duce cu alte cuvinte. Pavel a spus, eu nu-mi rupeți inima, știu și eu. Mă înștiințează Dumnezeu și pe mine. Dar eu sunt gata să mă duc la Ierusalim, nu numai să sufăr, ci să mor pentru numele Domnului. Uitați-vă. Asta înseamnă să ai asigurare, să aparții lui Dumnezeu. Și a putut spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu, calc, îl cunoștea cum se dădea îndemnul la rugăciune. El cunoștea pe Dumnezeu. S-a lăsat învățat de Dumnezeu. Tot ce a acumulat el, le-a lăsat în urma lui și a spus, le consider și le săcotesc ca niște gunoaie. De ce? Am ceva mai mult de învățat. Și vreau să-L cunosc pe El. Puterea învierii Lui. Chiar dacă voi avea parte de suferințele pe care le-a avut Domnul Iisus, am parte de o înviere asemănătoare cu a Lui. Lăudat să fie numele Domnului. Proprietatea lui Dumnezeu. Asigurarea la Dumnezeu. Deci primul pas, prima soluție, credință în Dumnezeu. Dar nu teoretică. Încredere neclintită și încredințare în lucrurile nădăjduite. Scriptura aceasta este plină de promisiunea lui Dumnezeu. Nu sunt povești, sunt reale. Prinde-te de ele și să mă prind de ele și voi avea biruință în orice circunstanță, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Asigurare la Dumnezeu. Să fim proprietatea lui Dumnezeu, să fim siguri, să-L slujim pe acest Dumnezeu. Și apoi vine mesaj de la Dumnezeu. Dumnezeu își trimite, aici a trimis îngerul. Și îngerul vine cu un mesaj de la Dumnezeu. Și mesajul este Pavele, direct la Pavel. Nu te teme. Ai și dumneata cuvântul acesta? Este valabil pentru oricine. Și cei ce cercetează Scripturile au ajuns ca să spună că în Scriptură cuvântul acesta nu te teme este de 365 sau chiar 66 de ori. Pentru fiecare zi calendaristică are Dumnezeu un cuvânt de încurajare. Nu te teme! Pentru că El este cu noi. Îndrăsniți, spunea Domnul Iisus. Și le spunea ucenicilor și le spune nouă, voi fi cu voi în toate zilele. Nu va lipsi nici o zi în care să nu fie cu noi. Ci să nu ne dea, să nu ne asiste cu ajutorul Lui. Voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Pavele, nu te teme. Și mi-ai spune ceva. Nu trebuie să ajungi la Cezar așa cum ți-ai dorit să ajungi și avea scop Dumnezeu cu el și acolo la Roma și îi spune, nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. Dar n-a zis Pavel, Doamne, dar nu poți interveni să nu se piardă corabia? Nu, nu. Pavel a luat cuvântul acesta și l-a crezut, l-a spus și celorlalți. Liniștiți-vă, fiți cu voie bună. A luat pâine, a frânt-o, a mulțumit lui Dumnezeu și i-a îndemnat și pe ei, n-ați mâncat de multe zile. Soluția este aceasta. Corabia se va nimici. Voi mâncați, aveți putere să vă puteți salva. Niciunul nu va pieri. Și îmi place afirmația de aici, spunând, Domnul ți-a dăruit pe toți
Erau 276 cu Pavel. El era în centrul atenției. N-au ascultat de mesajul lui când le-a spus, când au pornit din Creta și le-a spus, este vreme târzie, a trecut vremea postului, cunoșteau vremurile și călătoria pe mare era foarte primejdioasă. Nu m-ați ascultat. Dar Pavel spune, ascultați-mă acum. Am un cuvânt pentru voi acum. Fiți cu inimă, fiți cu voie bună. Nu va fi altă pierdere decât pierderea corăbiei. Și cuvântul spune, ți-a dăruit pe toți procentaj. Pentru unul, 275 de suflete salvate. Să știți că nu este întâmplător. Dacă am primit cu toată responsabilitatea, că ne-a așezat Dumnezeu în zone geografice diferite. Și Dumnezeu, ce spunea Domnul Iisus Hristos, voi sunteți lumina lumii și sarea pământului. Și trebuie să slujim. Și dacă am face lucrarea aceasta de evangelizare, cei ce au chemare la predică, la evangelizare, sub forma aceasta, cei ce au chemarea la cântare, este tot o slujire. Alții au chemarea la trăirea practică, fără cuvinte sau vorbe să fie auzite, dar prin modul de viață, să știți că lumea sau țara noastră ar fi repede evangelizată și ar fi salvată. Din pricina ta, Pavel spunea îngerul, Dumnezeu ți-i dăruiește pe toți, nu va pieri niciunul. Doamne, ajută-ne să fim eficienți în lucrările noastre, dar se întâmplă deseori, în situațiile acestea limită sau de criză sau de nevoi, să ne plângem și noi ca alți oameni, să nu vedem nicio soluție, să nu-L vedem pe Dumnezeu că El lucrează și toate lucrurile, spune Apostolul Pavel, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și atunci mă întreb, ce mesaj purtăm noi pentru cei nemântuiți, pentru cei din societate? Doamne, iartă-ne dacă avem modul acesta de viață și dă-ne o nădejde vie. Dă-ne adevărata credință să fim purtători de mesaje, să ne dăruiască Dumnezeu din pricina credincioșiei noastre, a slujirii noastre, pe cei de pe scara unde locuim, pe cei din cartier, vecini sau pe cei din casele și din familiile noastre. Să știți că nu Dumnezeu e neputincios, nu mâna Domnului este prea scurtă și nici urechea Lui prea tare, ci de vină suntem noi. Și aș dori și mă rog ca Dumnezeu să ne trezească pe noi pocăiți. O trezire spirituală, să ne așezăm în voia lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, ce trebuie să fac? Care este planul Tău cu privire la mine? Fie în vârstă, fie tânăr, fie bărbat, fie femeie. Toți suntem mântuiți, suntem chemați ca să fim mesageri al lui Dumnezeu și spunea Apostolul Pavel, așa trebuie să fie priviți cei ce slujesc, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. N-avem noi nimic de la noi. Învățăm și ne lăsăm învățați. Și primim de la El. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte și rugăciunea fierbinte, spune Apostolul Iacob, are mare putere. Vă rugăm fierbinte înaintea lui Dumnezeu, oamenilor, ce să faceți? Împăcați-vă cu Dumnezeu. Soluția. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Și vine tot Apostolul Pavel și chiar în Atena, în Aeropag, spune Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință ale oamenilor, dar poruncește acum tuturor oamenilor de pretutinde să se pocăiască. Că Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea cu dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Și cel înviat din morți nu mai moare niciodată. Este la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă momentul și ceasul când să vină. Face parte din promisiunea Lui. Mă duc și am să mă întorc după voi, că în casa Tatălui meu sunt multe locașuri și acolo unde voi fi eu, să fie și slujitorul meu. Și Pavel îi întărea pe cei de acolo, spunându-le,
am convingere că va fi așa cum mi-a spus Dumnezeu. Avem convingerea aceasta. Avem speranța aceasta, avem credința aceasta. Și spunea Domnul Iisus Hristos, nici o iotă din cuvântul lui Dumnezeu nu va trece să nu se împlinească. Mai degrabă vor trece cerurile și pământul. Și noi credem că tot ceea ce ne-a promis Dumnezeu, ceea ce ne-a promis Domnul Iisus Hristos, ceea ce stă scris în Scriptură, nu ce ne imaginăm noi, adevărul acesta s-a împlinit și ce nu s-a împlinit se va împlini și într-o zi ne vom întâlni cu El și vom fi pururea cu El. Amin. Doamne, Tată Ceresc, stăm înaintea Ta în momentele acestea cu smerenie și cu recunoștință. Și vrem să binecuvântăm numele Tău și pentru ziua de astăzi, și pentru seara aceasta, și pentru tot ceea ce ai făcut și continui să faci pentru noi, și pentru tot ceea ce ne dăruiești în fiecare zi, mărit să fie numele Tău. Îți mulțumim, Doamne, că Tu îți renoiești îndurările în fiecare dimineață. Dar ești același, Doamne, și peste întunericul nopții. Vrem să ne încredințăm pe brațul Tău, Doamne, acum la despărțire. Fie îndurarea Ta peste noi, Doamne. Cere protecția numelui Tău peste casele și familiile noastre. Ne încredințăm pe brațul Tău și pentru săptămâna aceasta, Doamne. Fie ocrotirea Ta și binecuvântarea Ta peste fiecare dintre noi. Te rugăm frumos ca în toate circumstanțele vieții să nu Te depărtezi de către noi. Mărește credința, Doamne. Dă-ne adevărata încredințare în brațul Tău, ca să rămânem credincioși Ție și vrem să ne încredințăm și noi pe brațul Tău. Și Te rugăm, Doamne, binecuvintează biserica locală de aici, Doamne. Binecuvintează lucrarea Ta de aici, Doamne. Dă propășire lucrării Tale, Doamne. Și fă să se vadă, Doamne, că Tu îți însuflețești lucrarea în fiecare zi. Și numele Tău îl înălțăm și îl binecuvântăm. Binecuvintează, Doamne, cartierul acesta, oamenii nemântuiți de aici, Doamne. O, Doamne, îi cerem din mâna Ta și nu numai de aici, din orașul Cluj, Doamne. Fă ca Duhul Sfânt să lucreze la inimile lor și să-i convingă de nevoia de mântuire. Ajută-ne să ne facem și noi partea noastră, lucrarea noastră și să fim împreună lucrători cu Tine. Binecuvintează țara noastră cu pace, Doamne. Mai mântuiește ce mai e de mântuit, Doamne. Mai salvează ce mai e de salvat. Și ridică-ne pe toți la o stare după voia Ta și ajută-ne să Te slujim pe Tine, Tată, pe Domnul Iisus și puterea Duhului Sfânt, până în veci. Amin.